Da, nu credeam că o să apuc să văd că parlamentarii se plâng de frig, de frigul din Parlament și arată cu degetul către Nicușor Dan. Am auzit ceva, ce nu le-a plătit Nicușor căldura? Ha. E o declarație păi, dacă... a domnului Câțu, spune, ne ține fresh. Ia. A, păi dacă Nicușor nu le plătește căldura câteva luni, o să câștige în popularitate. Ăla e singurul loc în care nu se supără nimeni că e căldura oprită. Și când viața să... parlamentarii, da. Eu cred că vor fi chiar niște încurajări. Nicușoare, mai taie-le o țeavă, mai... Vezi, a venit inspirația după prima doză de vaccin, normal. Idei bune, ia să vedem. Păi cine urăște poporul cel mai tare? Zranghiale și căldura. Nici ultima vizită a domnului Nicușor la Parlament n-a decurs prea bine. Am văzut că nu prea mai găsea ieșirea și a cam... fost așa... A, cu George Simion, da. Și cred că de acolo... A zis, las că vedeți voi. Nicușor Dan e mult prea calm pentru gusturile mele. Poate așa trebuie să comporte un om normal. Nu știu câți dintre noi, apropo de întâmplarea aceea care pe mine m-a oripilat, ar fi avut puterea... Să rămână calm. Eu cred că mi-aș fi pierdut cumpătul rău de tot în fața unei astfel de agresiuni. Da. Îți poți pierde cumpătul și în fața calmului lui Nicușor Dan, știi? Adică și invers. Chiar am Dom'le, avem probleme. Am văzut niște oameni în oraș și de ajuns să citești pe Waze, știi că mai scrie lumea acolo în bulele alea verzi, da. Totul este calm în traficul din București. Pentru de câteva zile eu... A fost... Dar hai că a venit cu altă jihad. Problemă. Dacă vrei, vorbim în altă zi. O discutăm la Rațiunea Zilei chiar acum. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E, să vezi, năzbâtie ministrul digitalizării, cel care nu-și găsește cartea de-o scrise acum câțiva ani și care nu mai e carte, e articol și... Mă rog, e greu, a fost o greșeală în CV. A trimis către ziarul Libertatea, și asta m-a mirat, a fost un gest de deschidere din partea dumnealui, a trimis 10 pagini din lucrarea de masterat pe care a susținut-o la Universitatea Titu Maiorescu din București în anul 2012. Jurnaliștii de la Libertatea au analizat lucrarea și au descoperit că cele 10 pagini trimise de domnul ministru sunt copiate cu punct și virgulă dintr-un curs universitar apărut cu 5 ani mai devreme. Mai pe șleau, jurnaliștii de la Libertatea îl acuză pe ministrul Roman de plagiat, măcar pe astea 10 pagini, pentru că restul tezei este și aceasta de negăsit. Ei s-au adresat universității în cauză și au spus, deocamdată nu o găsim, mai căutăm pe la arhivă. Domnul Roman nu are lucrarea, bine, n-are nici chef să dea aceea acolo, pentru că a zis, domnule, dacă asta e iar o mare problemă, altele sunt problemele României. Eu lucrez la PNRR, 1,8 miliarde de euro pe domeniul domnului Roman. Și aici lucrurile ar trebui să meargă un pic mai departe. I s-a cerut un punct de vedere și premierului Nicolae Ionel Ciucă, că am văzut că așa scrie în actele guvernului. Și Ionel. Da, e și guvernul când comunică răspunsurile dumneavoastră, tot așa comunică. Premierul Nicolae Ionel Ciucă. Ok, i s-a cerut un punct de vedere și oamenii l-au întrebat. Domnul premier, aveți un ministru care o cam scaldă. Plagiatul nu e o chestiune simplă, e o chestiune importantă în orice societate civilizată. Răspunsul guvernului este că i s-au cerut lămuriri domnului ministru în acest moment. Bine ar fi ca domnul ministru să aducă lămuririle astea publice. Deocamdată domnia sa a spus pe Facebook că nu mai vorbește pe această temă pentru că am lucruri mult mai importante de făcut. Consider că orice a spune pe acest subiect nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să-mi găsească nod în papură. E o parte din citatul său. Vezi, da, e importantă digitalizarea. Pentru a găsi mult mai repede răspunsurile. Există un soft, da. Nu? Da. El zice așa, plagiat înseamnă să-ți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Într-o lucrare de dizertație de acum 10 ani am inclus din suportul de curs pus la dispoziția studenților, la finalul dizertației am inclus și bibliografia și asta e. Dacă avem o bibliografie, vorba domniei sale, ce să facem cu ea? Vă punem acolo, în mod evident. Am spus toate lucrurile astea pentru că nu putem să trecem ușor peste acest lucru.
e decizia politică a partidului, a guvernului, a premierului, a președintelui, dacă domnia sa rămâne în funcție în fața unor astfel de acuzații. Dar una peste alta, societatea trebuie să știe și, încă o dată, a lua din opera altcuiva este un tip de furt care are fix aceleași efecte. Adică iei munca altcuiva și ți-o însușești. Despre asta e vorba. Nu e o chestiune minoră. Bă, am copiat și eu dintr-o carte, las că cărțile din cărți să scriu. Nu merge așa. Asta e problema cu domnul Florin Roman. Îți mulțumim, Cătălin. Mâine e vineri, asta înseamnă că... Vine avem... Paul Olteanu la Deșteptarea României. Deșteptarea României, da. Și... Întrebarea e simplă, cum se face că noi nu putem lucra în comun și că nu avem proiecte pe care să le trecem de la o guvernare la alta? Exemplu. Da. Exemplu. Să făcea autostrăzi în Moldova. Le-a refăcut domnul Grindeanu, are un tabel acolo și a zis Moldova-Ardeal, locul 17. Interesant subiectul, sper sincer să găsiți și răspunsurile potrivite pe care să le și aplice cineva. Îți mulțumesc, Cătălin, te așteptăm mâine. E din nou iarna și știi de ce iubești. Mie îmi place iarna foarte mult, dacă ar ninge, deci asta ar fi fain. Spiritul de sărbătoare, luminițele, toate luminițele din tot orașul și faptul că în această perioadă oamenii sunt mai buni. Sărbători fericite cu Europa FM.